Câteva mii de persoane sunt așteptate la cel mai mare spectacol aeronautic din țară. Evenimentul se va desfășura la Surduc în data de 1 iulie. Începând cu orele 11 și până la 15, cei prezenți vor avea parte de un spectacol atât în aer cât și pe apă. Prima demonstrație va fi oferită de ISU Timiș. În cadrul acestui show, primarul localității Fârdea, Samuel Lupulescu, va pilota un avion Cessna 152, de tip american. Organizatorii vor ca prin această primă ediție Aeronautic Show să aducă un omagiu pionierului aviației românești, bănățeanul Traian Vuia, de la cărui naștere se sărbătoresc în acest an 140 de ani. Participanții la eveniment sunt invitați să viziteze și muzeul Traian Vuia. Cei prezenți la eveniment vor putea zbura cu elicopterul, cu motoparapanta sau cu balonul. Vor fi organizate și concerte, unde vor cânta Horia Crișovean, Florin și Feli, iar apoi finala campionatului european de fotbal va fi transmisă pe un ecran gigant.